și distribuitori. Noi am continuat aceste controle, am descoperit aceste lucruri, am făcut plângere și am retras aceste cantități de pe piață. Doamna ministru, pentru cât timp au fost folosite aceste biocide? Pentru cât timp au existat în spitale? Așa, în luat. Este greu să spun în acest moment. Există o anchetă în curs. Plângerea noastră a declanșat această anchetă care tocmai aceste lucruri le va verifica. Oricum, în momentul în care noi am făcut aceste verificări, aceste biocide erau în spitale. În ce spitale au fost folosite? Au fost în pericol? Pot să spun cu tărie că nu. Dacă se aplică protocoalele așa cum le avem, nu există un pericol pentru sănătatea pacientului. Și atunci mă veți întreba de ce am făcut aceste plângeri, de ce facem aceste verificări. Pentru că orice produs ajunge în spital trebuie să fie conform. Și asta este obligația noastră, să verificăm aceste lucruri. Unul dintre spitale ar fi și Marius Nasta? Nu, Marius Nasta nu este pe listă și pot să spun cu certitudine că nu are legătură cu ce s-a întâmplat la Marius Nasta. Puteți de exemplu de câteva spitale din capitală care... Pe surse ar fi și Grigore Alexandrescu, cel de copii. Pot să vă spun că este vorba de acțiunea fungică, deci nu este vorba de bacterii. E Candida albicans, printre altele. Nu pot să vă spun în acest moment dacă este și Grigore Alexandrescu. E adevărat că am această listă, dar, repet, este o anchetă în curs și cred că o să lămurească foarte bine lucrurile. Ce înseamnă că erau diluate? Câte de diluate? Nici informația aceasta nu pot să vă dau în acest moment. Deci fiecare dezinfectant are mai multe proprietăți, adică acționează asupra anumitor tipuri de bacterii. Ei, unul dintre aceste trei dezinfectante nu respectau ceea ce scrie în prospectul pe care îl aveau în momentul în care au fost autorizate. Deci una, da. Le cumpăra conforme și apoi le dilua. Asta n-aș putea să vă spun. Asta o să stabilească ancheta. El a fost autorizat, acești producători și distribuitori au fost autorizați să comercializeze aceste tipuri de biocide pe baza unei autorizații. Sorina Pinta, reacție la scandalul care a izbucnit din nou în această dimineață, respectiv perchezițiile la mai multe firme care alimentau spitalele din capitală cu dezinfectanți, care, iată, se pare că nu respectau normele legale de concentrație. Despre ce este vorba, vă spunem imediat.